Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Despre recorduri vorbim azi. Pornind de la întrebarea ce recorduri mai poate stabili impostura în România. Iată această știre. Curtea Supremă a anulat 10 diplome de studii din cele 11 ale unui deputat, constatând că acestea sunt false. 11 diplome. Păi bă, erau false, puteau să fie și 50, înțelegi? Că în felul ăsta nu faci decât să le cumperi. Numai una e norocoasă. Dar oricum, dacă stau eu să mă gândesc bine, de la grădiniță n-am diplomă, am una de bac și una de la facultate, două. Este vorba despre diplome pentru studii universitare și postuniversitare, masterat, cursuri de perfecționare, de formator, cursuri de specializare și așa mai departe. Au fost practic toate, mai mult de 90% anulate, că sunt 10 din 11. Pe care au lăsat oare? Cred că i-a rămas ceva de la grădiniță, sau ceva bac. Campion de la șotron sau altceva, nu cred acum. Deci, practic, avem o demonstrație în instanță a faptului că idiocrația sufocă România. Domnul în chestiune este deputat PNL și de ce nu mă mir, firar să fie, membru al Comisiei pentru Cercetarea Abuzurilor, Corupției și pentru Petiții. Deci, la cercetarea abuzurilor, băi, este ceva, zici că e de vise rele, adică nu ai cum să-ți imaginezi așa ceva. Asta e o țară pe care nu poți să-ți o imaginezi. E ca, știi, scriem o parodie. Băi, inventăm o țară, scriem o parodie. Găsim pe unul, un impostor total. E și condamnat, are și condamnări. Înțelegi? Are... E din fenomen. Vă zic imediat, da. Unde îl punem pe el? Bă, îl punem parlamentar, la ce comisie? Bă, la abuzuri. Păi ce a făcut? Și la corupție, vă zic imediat. Și la petiții, îl punem pe el. Cum adică ce a făcut? Pentru ce a fost pedepsit? Păi nu, asta imediat. Pentru abuz, de ce priceput? Exact. Da. Are... Serios, cum a fost și cu ăla de la Asociația de Jocuri și de Jocuri de Noroc, cum se cheamă aia. Da, el câștiga la loto și nu putea să explice, nu la loto, la pariuri. Așa. Bă, oameni cu expertiză, mie mi se pare o chestie firească. În sfârșit, oameni care se pricep la ceva sunt pe domeniul potrivit și ne luăm de ei, serios. Și care au și plătit, adică acum sunt și pe calea cea bună, pentru că, iată, au fost pedepsiți pentru faptele lor și acum sunt reabilitați. Această decizie a instanței despre care vorbesc cu anularea diplomelor nu este chiar nouă, a fost dată în 2022, dar asta nu l-a încurcat deloc pe domnul Barbu în cariera sa politică. O să vă explic. Situația ne-a fost reamintită de un raport realizat de voluntarii organizației Integritate pe Bune, care au analizat nivelul de educație, parcursul profesional și averile a 50 de membri ai comisiilor de apărare și corupție, sau împotriva corupției, cred, din Camera Deputaților și CSAT, Consiliul Suprem de Apărare a Țării. Deci oameni cu greutate mare de tot, da? Oameni care decid politica de securitate națională și care influențează legislația anticorupție. Potrivit acestui raport, citat de publicația Press Hub, o să sintetizez câteva lucruri, 6 din cele 50 de persoane vizate nu au studii sau nu au absolvit studiile. Cel puțin 28 dintre diplomele pe care le au aceste persoane sunt obținute de la o fabrică de diplome sau prezintă suspiciuni, precum posibilitatea de a fi plagiate. În plus, doar 23 de persoane din cele 50 au și diplomă de master, iar 15 de doctorat, și nici de acestea nu putem fi, de fapt, siguri. Aproape un sfert dintre membrii comisiilor de apărare și ai CSAT nu declară niciun cont bancar. Și conform analizei, 15 din cei 50 de subiecți cercetați au averi care nu pot fi justificate prin veniturile declarate. Și în cazul aproape al tuturora, averile lor au crescut în ultimul timp. Băi, ce-mi place asta, cum n-au niciun cont bancar, mi se pare fabulos. Bă, nimic, bravo. Da, dacă vi se pare cumplită situația, am mai spus, în țara asta de carduri nu folosesc oamenii foarte săraci, că n-au nevoie, bă, și oamenii foarte bogați, că nu vor să se știe. Și dacă vi se pare cumplită situația, nu greșiți. Aici este cazul tipic de, și nici măcar nu mai e lupul paznic la stână, este haita. Lupii sunt paznici la stână. Problema asta este sistemică. Clasa politică a fost infestată de impostori și de nepricepuți, ba chiar și de interlopi, de-a dreptul, infractori, și aceștia întrețin acum un cerc vicios, pentru că ei promovează în politică complici în impostură și ticăloșie. Adică ei speculează două caracteristici ale democrației noastre. Prima, că nu poți interzice nimănui să aleagă și să fie ales în afara unei decizii motivate și individuale a instanței.
E dreptul oricui să candideze. Nu poți să spui, păi deputații trebuie să fie, să aibă studii de nu știu care. Nu, e dreptul oricui să aleagă și să fie ales. Sigur, se presupune că ar trebui să aibă etică, să fie cinstit, nu? Dar asta decide electoratul. Aici vine a doua problemă a democrației noastre, apatia îngrozitoare a societății, care absentează de la vot în masă. Asta are drept consecință descurajarea oamenilor cinstiți și competenți care vor să intre în politică, deoarece prin absența majorității oamenilor de la vot, crește foarte mult influența clientelei politice în alegeri. Crește disproporționat, adică votează cei interesați să perpetueze acest sistem de impostură și nu votează cei care ar vrea să-l curme. Și astfel se ajunge la cazuri precum cel al domnului Costel Barbu, deputat PNL de Telorman, despre care vorbeam mai devreme, și să știți că situația cu cele 10 diplome ale sale anulate în instanță din totalul de 11 nu e punctul culminant al carierei sale infracționale. O să spun de-a dreptul că este o carieră infracțională. El este un exemplu, de-aia îl folosim. Și o să fac acum o cronologie inversă. Deci, acum este deputat PNL și membru al Comisiei pentru Cercetarea Abuzurilor. Acum 2 ani, Curtea Supremă i-a anulat diplomele în cadrul unui proces în care el era judecat pentru înșelăciune, pentru că ar fi folosit diplomele false ca să se angajeze city manager în comuna telormâneană Suhaia. De ce se angajase el city manager? Deoarece nu mai putuse să candideze pentru funcția de primar, deoarece fusese declarat incompatibil de ani și demis din funcție printr-o decizie a justiției. Asta se întâmplase în 2015. Cu un an înainte, în 2014, domnul Barbu fusese condamnat la 2 ani de închisoare cu suspendare pentru ultraj. Acest proces a venit după ce în 2010 domnul Barbu, pe atunci primar în Suhaia, a condus un grup de huligani din localitate, care au luat cu asalt locuința unui om de afaceri din Suhaia cu care avea un conflict legat de o baltă, mă rog, nu contează. Costel Barbu le-a pus la dispoziție atacatorilor utilajele primăriei, tractoare și buldozere pentru a ataca și a distruge proprietatea. În timp ce gloata răsturna mașini, rupea garduri, spărgea geamuri și încerca să incendieze, edilul le încuraja, urcat pe mașină. Între timp, în 2016, Costel Barbu a fost vizat și de o serie de percheziții într-un dosar de evaziune fiscală. Ecce homo, cum s-ar zice. Acesta este domnul care este membru în Comisia pentru Abuzuri. În ciuda acestui solid trecut infracțional, domnul Barbu a promovat fulgerător în politică, trecând de la politica locală la cea centrală. În 2017, dânsul a fost ales secretar general adjunct al PNL, iar în 2019 a devenit secretar general adjunct al Guvernului României, fiind promovat de Ludovic Orban. Prim-ministru, era și el pe cai mari la vremea aceea. Cum credeți că s-a întâmplat? Adică de ce? Cum o fi ajuns domnul Orban? Pentru că, spun niște surse citate de G4 Media, domnul Orban avea permisul suspendat într-un anumit moment al vieții sale, a avut mai multe probleme cu mașinile și avea nevoie de un șofer. Ați ghicit cine a devenit șoferul domnului Orban? Deci domnul Orban și-a cunoscut șoferul și a zis: bă, ce băiat bun ești! Hai să te fac secretar general adjunct al guvernului. Ce dacă ai dosare penale, dacă ești condamnat, dacă ai condus grupuri de huligani, dacă ești un impostor? Bă, știi să șofezi bine, îmi place cum șofezi. Te fac secretar general adjunct al guvernului României. În fine, în 2020, domnul Barbu s-a ales deputat și a devenit și, cum spuneam, membru al Comisiei pentru Cercetarea Abuzurilor și Corupției. Cam ce fel de cercetări credeți că face domnul Barbu? Cam ce fel de specialiști credeți că va susține și promova în politică acest personaj? Cum va verifica el probitatea morală, corectitudinea, capacitatea profesională, studiile celor care vor să intre în sistem? Și câți ca dânsul credeți că sunt prin politica românească? Și sigur, întrebarea e cum poate fi rupt acest cerc vicios? Soluția e una singură, știu că nu vă place să vă spun asta, dar asta e: participare masivă la vot și trebuie votați cei cinstiți. Adică știți, condamnarea penală a domnului Barbu era bine cunoscută. În 2020, când a fost votat ca deputat PNL, el a fost pus cap de listă în Telorman. Păi dacă dai votul unui asemenea personaj,
nu faci decât să perpetuezi sistemul. Nu există nicio scuză să votezi așa ceva. Vorba cântecului. Dacă tolerezi un asemenea abuz, copiii tăi vor fi următoarele victime. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.